3 binomul A la a doua plus 1 supra radical din C3 din A totul la a noua. Deci ăsta este binomul. Cu A diferit de 0. Detectăm asta cu termenul care îl conține pe A la a patra. Deci repede T. Da? Da. T K plus 1 egal cine conține pe A la A4. La A4. Scriu repede T K plus 1 egal cu. T K plus 1 egal combinat de 9 la 10 de K ori A la 2 totul la N minus K. A la 2 totul la N minus K. Ori 1 supra radical din C3 din A totul la K. Egal combinări de 9 la decât de K. A la 18 minus 2K. Ori 1 la K supra A la K pe 3. 1 la K e 1? Da. A la K pe 3. K pe 3. Egal combinat de 9 la decât de K, ori A la 18 minus 2K plus K pe 3. Minus K pe 3, că e la exponent. A. Cum se par două puteri care cerci bază? Scot bază și se scade exponența, da? Și A la ăsta să fie egal cu A la 4. Deci A la puterea 18 ori 3. 54 minus 7K, 3 ori 2, 6 ori 7K, totul pe 3, egal cu A la 4. De acolo înseamnă că, zicem, 54 minus 7K, egal cu 3 ori 4, 12, adică 54 egal cu 54 minus 12 egal cu 7K, da? Da. De unde rezultă că 40 cât vine 42 egal cu 7K, adică K este 6, T K plus 1, deci T 6 plus 1 conține, adică T 7 conține pe A la 4. Următorul spune așa. Să se calculeze combinări de, nu știu ce spune aici. 2009 la decât 0. Aha. Combinări de 2009 la decât 0. Ori 5 la 2009. Minus combinări de 2009 la decât 1. Ori 5 la 2008. Ori 5 la 2008. Ori 4. Plus combinări de 2009 la decât 2, ori 5 la 2007, ori 4 la 2, minus puncte puncte, plus ultimul termen. Ultimul termen este combinări de 2009 la decât 2009, ori 4 la decât 2009. E minus 1 la? E plus la ultimul. E plus. Și înainte de puncte puncte, cum ar veni, ar fi minus. Minus puncte puncte. Minus puncte puncte, dar că alternează asta. Da. Da? Păi mă gândesc că adică, e desfășurarea unei dezvoltări. Adică am 5 minus 4, 2009. E 5 minus 4, totul la puterea 2009. Ia să vedem. Coincide egal cu? Combinat de 2009 la decât 0, ori 5 la 2009. Da. Minus din cauza bicarbonatului. Da. Combinat de 2009 la decât 1, ori 5 la 2008, ori 4. Da. Plus combinat de 2009 la decât 2, ori 5 la 2007. Ori 4 la a doua, plus combinat de 2009. Așa, să vedeți cea mai departe. Da, da. Plus, minus, plus, minus, e corect. Da.
face unul la 1. Da. Deci, valoarea este 1. Trebuia să intuiți cele două părți din dezvoltarea programului. Altul zice, se dă binomul x la a doua minus 2 pe x. Totul la puterea x. Totul la puterea x. X real. Iar stea, da? Da. Iar numai... Numai natural diferit de 0. Din punem stea. Dacă primii trei termeni au suma... Se determine n, așa că suma coeficienților primilor trei termeni ai dezvoltat să fie egal cu 97. Da. Suma... Dar tot la x, tot la e nu poate ieși. La x era în culegere. Nu, nu, pentru că... Păi n-avea cum să... Păi zice că e n, dar eu știu că formularea nu are nici un rost. E n așa. Păi asta am venit și eu. Se determine e n așa încât suma coeficienților primilor trei termeni ai dezvoltat să fie 97. Pentru că n egal cu 8 se verifică dacă există un termen care conține pe x la 4. X la 4... Da. Cu X vezi în punctul B. Da. Punctul A era cu N aici. Ne-am dat așa. Trebuie să găsim pe N. Da. Și dacă nu știu, găsim noi, ne dă el pentru N egal cu 8. Ceea ce înseamnă că 8 va fi. Se termină așa că suma coeficienților primilor 3 termeni. Care sunt cei 3 termeni? Primilor 3 termeni. T0, T1, plus T2, plus T3, nu? Da. Coeficienții, așa spune. Este vorba de coeficienții binomială. T1 cine are? Combinări de... Combinări de N la T0, plus combinări de N la T1, plus combinări de N la T2. Astea sunt coeficienții binomiale. Da. Că ce e prima parte și a doua parte e altceva, da? Suma coeficienților să fie 97. Egal 97. Acum întreb că intervine și doiul ăla, că așa ar putea aduce contribuție. Dar cred că autorul aici a vrut să spună despre suma coeficienților binomiale. Când spune suma coeficienților binomiale, ne referim numai la combinări. Da. Hai să luăm așa să de la cea din echivalent. N la câte 0 va fi 1 plus N plus N pentru că N minus 1 pe 2 combinat de vacuri 2 da. Egal cu 97 echivalent cu 2 plus 2N plus N 2 plus 2N plus N pătrat minus N egal cu minus 97 egal cu 0 ajungem la N pătrat plus N minus 95 5 egal cu 0. N 1, 2. N 1, 2. Minus 1 plus minus radical din 1 la pătrat plus 4, 5, 20. 4, 96, 380. 380. Supra 2. Totul supra 2. Deci cât ai zis? 4, 9, 3, 6, 4, 5. 20. 36 și cu 2? Da. Supra? 2. 2. Minus egal 1. Cu minus 1 plus minus. Radical din 381. 381. Supra 2. Supra 2. Nu, nu este un pătrat perfect. Nu. Nefiind un pătrat perfect, înseamnă că autorul vorbește și despre contribuția lui 2. Da? Da. Deci înseamnă că e vorba de combinări de N la T de 0 pentru primul termen. Da. Minus din cauza, nu? Minus combinări de N la T 1 ori 2 da. Plus combinări de N la T de 2 ori 4. Adică ăsta ar trebui la a doua, te aminte, da? Da? Dar nu mai interesează X-ul, ci numai contribuția părții. Nu mai duci. Egal cu cât? Cu 97. Și atunci vine 1 minus 2N plus 4N pentru N. Dar putem să punem 2, pentru că se simplifică cu 2 de jos. Bun, deodată. 2N pentru N minus 1
egal cu 97, da? Da. Și atunci vine 1 minus 2n plus 2n pătrat. 2n pătrat minus 2n minus 97 egal 0. Da. 2n pătrat minus 4n minus 96 egal 0. Minus 96 egal cu 0. N1, 2 egal cu 2. Da, de ce data trecută nu am dat acolo? Am adus seama, am avut numitorul, da. Da, împărțim totul printr-un 2. Da. Și urmează că e împătrat. Împătrat, minus 2N, minus 48. 48, egal cu 0. Și atunci e 1, 2. 2, egal cu 1, plus minus radical din 4, plus... Plus AC. A, da. Că am luat cu jumătatea, da? Plus... 48. 48 și supra 1. Supra 1 și face tot mă mese, nu? Că e 52. 52. Unde greșim? Mai citim o dată. Se determină așa că suma coeficienților primilor 3 termeni ai dezvoltării să fie 97. Suma coeficienților primilor 3 termeni. Dacă am luat o coeficienț binomial, nu ne-a ieșit, deci este e 1 plus n, plus n pe lângă minus 1 pe 2, egal cu 97, 2 plus 2n plus n pătrat minus n minus 97, adică n pătrat plus n minus 95 egal 0, minus 1 plus minus radical din 1 plus 4, 5, 20, 4, 9, 36 și cu 2, 38, da? Da. Nu-i pătrat perfect, 381, da? Care este pătratul perfect? Care ar fi plasat acolo? Păi... 225. 256, 16, 7, 289. 18, 18. 364, 18. Da. 364, nu 381. Nu, nu poate să fie. Am luat o socotit și contribuția lui 2 și ar fi 1. Minus 2n plus 2 din simplificarea 4, acesta cu la numitor 2 da. Acolo. 2n pe lângă n minus 1, egal 97. Aici dacă avem o greșeală, 2n pătrat minus 4n minus 2n și cu minus 2n minus 4n minus 96 e 1 de acolo. E împătrat minus 2n minus 48 egal 0. N2 egal cu 1 plus minus radical din 2. Nu, din 1 la pătrat 1. 1 aici e greșit. Jumătatea lui 2 este 1, azi minus 1. Da. Plus minus b prin pătrat, adică 1 la pătrat, cu 48, 49. Deci face 1 plus minus. 7. Odată e 1 egal cu 8 și e 2 egal cu 1 minus 7 minus 6. Nu are cum să fie minus 6, trebuie să fie numai natural, e egal cu 8. Așteptam să dea e egal cu 8. Da, pentru că la punctul B... Punctul B vorbește despre e egal cu 8, adică dacă nu reușeam să înțelegem aici, punctul B să-l putem face. Autorul este... Deci, corectul este că aici trebuie să luăm din să fie... logeism. Și important, când zice coeficienții binomiali, înseamnă că te gândești numai combinări. Iar când zice coeficienții și ai contribuții din partea întâi și partea a doua, urmărești partea numerică. Da. Deci, combinări din latitudine 0, minus combinări din latitudine 1, 2, din cauza că intervine 2 de aici,
Plus combinări din N la tipite 2 ori 4, adică 2 la 2. B la 2 din formulă, da? Da. Și clar acum. Deci în condițiile astea, așa trebuie să meargă. Am mers exercițiul, da? Și zice să se găsească X-ul, știind că... Ia să vedem ce ne spune autorul. Să determine, pentru că să vezi dacă este un termen care conține pe x la 4. E, deci, te capul sumă. Adică am combinat de 8. Luate cât e gama. Locul întâi x la 2. X la 2, totul la 8 minus k. Ori locul 2. Ori minus 2 pe x. Totul la? Da. Nu? 2 pe x, totul la k. Egal, combinăm de 8 luate cât e gama. Am luat cât e k. Ori x la 8 minus k supra 2. Păi cum? Se mulțesc aici. Al. De 8, 16, minus 2 k. Atenție, da? Da. Nu-i 8 minus k pe 2. Dacă ar fi radical, e nici 2. Da. Ori minus 2 la k supra x la k. Și egal combinări de 8 luate cât e k. Ori x la puterea 16 minus k minus k. Că pe baza asta de menționare. X minus 16 2. Minus 2K minus K, minus K ori minus 2 la puterea K. Și acum ziceți noi X la puterea 16 minus 3K să facă X la 4. Da. Nu? Adică 16 minus 3K în capul 4. De unde 3K este egal cu 12. Și K egal cu 4. Atunci termenul e 5. Este termenul ce conține pe x la puterea la 4, nu? Ia să vedem următorul. Se termină aici, știind că al treilea termen al dezvoltării este egal cu 10 la 6. Deci, să se determine... Știm că T3 este egal cu 10 la puterea a 6. Dar T3 vorbește de la egal cu... T egal cu T de 2 plus 1. Da. Egal cu combinat de 5. Poate cât e 2. Da. Ori x la da. Puterea 5 minus 2, 3. Și x la 3. X la 3. Ori 4, x la logaritm din x. Totul la 2. La 2. Da. Și asta spun că este egal cu 10 la 6. 10 la 6. Echivalent. Hai să vedem cât face combinarea 5 la 2. 5 factorial supra 2. 5 ori 4. Deodată, 5 ori 4, 2 termeni scriem. Da. Supra 2, factorial 2. Ori x la 3. Ori x la puterea. 2 logaritm. 2 logaritm. Egal cu 10 la 6. Știi ce ar însemna? Că 10. Nu că 5 ori 2 10. Da. 10 ori x la 3 plus 2 2 logaritm din x egal 10 la 6. Împărțim printr-un 10. Atunci x la 3 plus 2 logaritm x la 3 plus 2 logaritm din x egal cu 10 la 5. 10 la 5.
ce să facem aici? Logaritm. Logaritm baza 10, egalitate, da? Deci logaritm din stânga egal cu logaritm din dreapta. Să uiți, vedem din z din x la 3 plus 2 logaritm din x. Egal cu logaritm decimal din 10 la 5. Deci valent. Iese în față acel 3. Sigur că da. 3 plus 2. 2. Deci din x. Da. Ori. Ori logaritm din x. Egal cu? 5. Ce observăm? Avem logaritm din x peste tot. Tratăm logaritm din x cu un t. Și avem? T. T, dar lângă 3 plus 2 t. Egal cu 5. Ce ar însemna? 2t pătrat. 2t pătrat plus 3t minus 5 egal 0. Da. T1, 2. T1, 2 egal cu minus 3 plus minus radical din 9. Plus minus radical din 9. Plus 40. 4, 5, da, plus 40. Totul supra 4. Supra 4 și egal cu minus 3 plus minus 7 supra 4. Da. Și avem minus 3 plus 7. T1 egal cu minus 3 plus 7, 4 egal cu 1. Și T2 egal cu minus 10 pe 4. Minus 5 pe 2. Minus 5 pe 2. Întoarcem la substituții și anume ce? Log din x egal. Logaritm din x egal cu 1. Rezultă x egal cu 10. Da. Și pe altă parte, logaritm din x egal cu minus 5 pe 2. Da. Minus 5 supra 2 și rezultă că x egal cu radical 10 la minus 5 pe 2. 10 la minus 5 pe 2. 10 la puterea minus 5 pe 2. Care înseamnă 1 supra 10 la 5 pe 2. Așa s-a scris. Da. Și egal mai departe, dacă vreți să-l scriem și formă de radical, 1 supra radical indice 2 din 10 la 5. 10 la 5. Și mulțim cu radical din 10 și sus și jos. Vine radical din 10 supra radical din 10 la 6, care înseamnă 10 la 3. Și asta este două valori ale lui x, da? Da. X egal cu 10 și x egal cu radical din 10. Da. Să vedem celălalt ieșițiu. Deci am ajuns la 56-57. Se considere dezvoltarea, se considere binomul radical indice 13 din A plus A radical din A, totul la S. Așa. Unde A e mai mare sau egal cu A0. Se determină în el, știi că raportul dintre coeficienții binomiali, iată, coeficienți binomiali, da. Precizează, da? Le găsesc în el, știi că raportul dintre coeficienții binomiali de rang 4 și rang 3, deci rangul 4 pe rangul 3, este egal cu 4. Care ar fi care sunt coeficienții binomiali? Hai să punem ordine. Combinări din elevat câte 0, combinări din elevat câte 1, combinări din elevat câte 2, combinări din elevat câte 3, combinări din elevat câte 4. Noi avem raportul dintre coeficienții binomiali de rangul 4, adică combinări din elevat câte 3. Nu, câte 3. Al 4, da? Combinări din elevat câte 3.
și de rang 3, adică se fac combinări din ianul la și câte 2, este egal cu 4. Asta era relația. Da? Și este echivalent, va spui că combinăm din ianul la câte 3, egal cu 4, combinăm din ianul la câte 2. Ceea ce mă duce spre... Dezvoltăm. Exact. N factorial. N pe lângă N minus 1, pe lângă N minus 2, 3 termeni. Da. Supra 3 factorial. Am făcut și simplificare. Da. Zic N factorial supra N minus... Da. Da? Egal cu 4, ori N pe lângă N minus 1, supra 2 factorial. Este mai mult. N pe lângă N minus 1 pe lângă N minus 2 supra 6, așa facem, nu? 3 factorial, egal cu 4 N, cu 2 N, da? 2 N pe lângă N minus 1. Amplific cu 6 și 12. Da? Era 2, 6 aici la numitor, da. 2, 6, 12. Ducem tot un membru stâng. Echivalent va spune că n pe lângă n minus 1 pe lângă n minus 2 minus 12 n pe lângă n minus 1 egal cu 0. Ceea ce ar însemna că iată se poate acolo, ce putem? Spate un factor comun pe cine? N minus 1. N pe lângă n minus 1. A. Deci n minus 1, da? Da. Deci echivalent, va spune că n pe lângă n minus 1 pe lângă n minus 2 spre 10 așa bine? Nu, n minus 2 minus 12 n minus 14 ai zis de dat n minus 2 minus 12 n minus 14 egal cu 0. Un produs egal 0 când pe rând fiecare deci n egal cu 0, n minus N2 egal cu 1 și N3 egal cu 14. Astea sunt cele trei valori. 0, 1 și 14. Cu N1, N2 și N3, care din ele crezi tu că sunt valori? E valoarea care mi convine. Care e valoarea dintre astea trei? Una singură este. Fiindcă vorbim de al patrulea termen, vrea spune că N mai mare egal decât 3. Atunci, 14. Sigur că da. Deci, când te vrei, vorbim de al patrulea, ești de la 3 încolo. Da. Așadar, e egal cu 14. E valoarea care vin la din nou aici. Mă întorc și în loc de N cu 14, vezi că mi-a dat această informație pentru a-l găsi pe el. Da. De cât mai are un punct acolo, să vedem. Acum, în loc de N cu 14, și să vedem ce ne spune legătorul cu vinul nostru. Pentru N egal cu 14, adică dacă nu reușeam să-l găsim, ne-l dă la punctul P să se determine termenul care conține pe ala întâia. Deci pentru așa să găsim termenul care conține pe ala întâia. Pe ala întâia. Pe atunci desfășurăm T egal cu 1. Deschid termenul, formula termenului general. Nu desfășurăm. Da. E formula termenului general. Adică T ca plus 1 vorbește de rog. Egal combinări de 14 la secâte K ori radical din C13 din A totul la puterea 14 minus K ori A radical din A totul la K egal cu combinări de 14 la secâte K ori A la 14 minus K supra 13. Da. Ori A pătrat la K pe 2 A ori A la K pe 2 A ori A la 1 pe 2 totul la K. Da. Și A-ul ăsta e la K. Da. Deci ar trebui să spunem, îl băgăm pe A în interior și face A la 2 și cu A face A la 3. Da. Și ar veni A la 3 K pe 2. 2. Da? Deci ori A la 3K pe 2. Ai înțeles? Da. A îl băgăși din A la 2 și cu A ăsta face A la 3. Radicalul să spui ca fiind A la 3 pe 2
Și totul la ta, ala 3, capă 2. Care înseamnă egal cu combinări de 14 lui la critica? Ala. Amplificăm cu 2 ca să facem același numitor. Pentru că se adună. Deodată și din faci cu 3. Adunăm, nu? Exponenții. 28 minus K. 28 minus 2K. Minus 2K, da. Da? Minus 2K. Plus 39K. 3 pe 3. Da. Supra? Supra 26. 26. Și trebuie să fie egal cu ala întâia. Ala întâia. Adică 28. Minus 2. Plus 37K. 28. Și plus 37K. Supra 26. Trebuie să fie egal cu 1. Da. Ce ți-a însemnat? 28 plus 37. Va fi egal cu 26. Da. 37K. Eu pot fi, nu? Egal cu 26 minus 28? Minus 2. Nu se poate. Poate nu e la întâia, poate e la altceva. Pentru nu e egal cu 14. Așa. Combinări de 14 luate câte K. Locul 3. Deci radical nici 13 din A la 13, la 1 pe 13. Deci la 14 minus K pe 13, așa am scris? Da. 14 minus K pe 13, ori A la puterea A radical din A. Deci băgăm pe A subradical, face A la 3, 3 pe 2, la 3K pe 2. Corect. Da, e termenul față scoțirii pe A la 1. Păi, A la 3, adică exponentul acela trebuie să-l înlocuim, să-l egalăm cu 1, nu? Da. Și, am zis 28, aia am dus la același numitor, minus 2K, plus 39K, e plus 39, ia uite, 3 ori la 3 ori 3, 9. Da. 39K pe 26. Adică 37K plus 28 pe 26 egal cu 1. 37K plus 28 egal cu 1. Se determină termenul care conține pe ala. Nu există. Deci dacă n-am făcut nicio greșeală, nu există termenul care se conține pe ala minus 1. Pentru că nu găsim un K natural, ci este un K de aiurea. Deci dacă nu găsim pe K, înseamnă că nu există termenul care se conține pe ala întâia. Repet, dacă n-am greșit undeva la calcul, după ceea ce am făcut, mai vedem o dată, dar nu. Combinări de TK plus 1, combinări de 14 luate de K, locul întâi A la 14 minus K pe 13, că intră radicalul indice, ori A la puterea 3K pe 2, copiem și adunăm exponenții, am și adus la același numitor, 28 minus 2K plus 39K pe 26, nu, desigur. 58, următorul punct. S-a împlut timpul, e vezi? 33 de minute. A, n-avem, îl facem și pe ăsta rapid. Deci se zice așa că e radical din, deci nu înțeleg, din X sau din Y? Din Y. Da. Deci se dă prin nou radical din Y. Plus 1 supra 2 radical în C4. Radical în C4 din Y. Totul la Y. Cu Y mai mare ca 0. Și nenumărat din N. Se determină Y pentru care coeficienții termenilor de rangul 1, 2 și 3
ai dezvoltări, coeficienții termenilor, atenție, nu zice coeficienții binomiali. Deci trebuie să avem grijă să luăm, dacă este cazul, și pe 2 ăsta. Nu dacă este cazul. Dacă da. Există un număr, îl luăm în considerare și pe celălalt. Să fie în progresie aritmetică. Deci, care ar fi termenul de rang 1? Termenul de rang 1, coeficientul termenului de rang 1, adică de pe prima poziție, ar fi combinări de... Hai să dezvoltăm un pic ca să vedem. Deci ar fi combinări de i-am luat 0. Ori radical din y pătura n. Totul la n. Plus combinări de i-am luat câte 1. Ori radical din y pătura n minus 1. Ori 1 supra 2 radical din 4. Y plus combinat de M ori radical din Y la N minus 2 la N minus 2 ori 1 supra 2 radical din 4 din Y totul la N minus 2 totul la N minus 2. Ei, vezi? Totul la a doua, pardon. Da, la a doua. A doua. Coeficienții din dezvoltarea, coeficienții nu binomiale, nu numai combinările, ci și mai, ce mai există și partea numerică trebuie să luăm în calcul. Deci ar veni combinări de N-lat de 0, virgulă. Combinări de N-lat de câte 1 ori 2, virgulă. Combinări de N-lat de câte 2 ori 1 pe 4. Aceștia, așa în ordinea asta, sunt în progresie aritmetică. Ce știm la progresie aritmetică? Când termenii sunt în progresie aritmetică, când fiecare se obține din cel din față, adunând semisuma vecinilor, da? Da. Adică, de două ori din mijloc, pot să zic, da. De două ori din mijloc, este de răspunsul ăsta. Deci ar fi echivalent. Faptul că formează o progresie aritmetică, aceste elemente, înseamnă de două ori combinări din n luate câte 1 ori 1 pe 2, este egal cu combinări din n luate câte 0, plus combinări de n luate câte 2 ori 1 pe 4. E, 2 cu 2 se simplifică, sau dacă vrem să aducem și la aceeași unitor, ar fi echivalent, ca să mai... Nu, lucrăm. 2 cu 2 se duce. Și ar fi combinări de N luate câte 1 face N. Așa este, nu? Da. N egal cu combinări de N luate 0 cu gramul 1. Plus 2 termenuri N pe N minus 1. Supra 2, 2 ori 4. Da? 4 care este aici. Da. 2 ori 4. Echivalentul. Mulțim 8. 8 peste tot. 8 N egal cu 8. Plus 2 N pe N minus 1. Echivalentul. Fugem tot în stânga. Da. Sau invers. Invers. Da. Adică N pătrat minus N minus 8 N. Deci n pătrat minus n minus 8 n plus 8 egal cu 0. Ce ce înseamnă altceva? N pătrat minus 9 n plus 8 egal cu 0. Cred că n 1 egal cu 1 și n 2 egal cu 8. Ce numere adunate se facă 8 și mulțite, ce adunate se facă 9 și mulțite se facă 8. 1 și 8. Dar da, fiindcă vorbim de n egal cu 1, trebuie să vorbesc n mai mare egal decât 2. O dată la 2 încolo. Vorbesc de combinări de n luate câte 2. Da. Și dacă la 2 încolo, n egal cu 8. E cel care îmi convine. Acum trebuie să spunem partea a doua. Pentru n egal cu 8, autorul, așa aștept. Să nu știu ce. Ca să vă ține pe Y la...
pentru n egal cu 8, determinați termenii în care exponentul lui y este număr natural. E, zicem, te cap plus 1. Egal cu. Combinat de 8 la de K. Da. Ori radical din y la 8 minus K. Da. Ori 1 supra 2 radical dintre 4 din y la K. Totul la K. Și egal cu. Combinăm de 8 la de K. Ori y la 8 minus K. Y la puterea 8 minus K. K pe 2. Pe 2. Ori 1 supra 2 ori y la K pe 4. 2 la K. A, da. Ori y. E destul bine și da. 2 ori y la 1 pe. Dar și 2 trebuia să da. Zici. 2 la K ori y la da. K supra K pe 4. Nu? Da. Și egal mai departe cu combinat de 8 la de K ori y la 1 minus K pe 2 y la 8 minus K supra 2 minus 2 la K minus minus nu, 2 la K lăsăm da. Jos mâine. E bine și 2 la minus K ori 2 la minus K da. Dar ori y, dacă vrei, la minus K pe 4 și vine minus K pe 4. K după 4. Y noi umblăm. Da. Ori 1 pe 2 la K. Încă o dată. Deci cum se împar două puteri care aceeași bază? Copii baza și se scade exponențe. Minus K pe 2, minus K pe 4. Așa. Și acum... Y spune că trebuie să fie în cerință. Când se găsească termenii să care... Să fie natural, acum așa. Determinați termenii în care exponentul lui y este număr natural. Atunci trebuie să fie dividibil cu 4. Deci, eu zic să facem calcul aici. Da. Deci egal cu combinări de 8 luate câte K. Ori y la puterea, cu 2 am plecat 16 minus 2K minus K, tot cu 2. Totul pe 4. Da, pe 4. Ori 1 pe 2 la K. Și egal cu combinări de 8 la K. Y la 16 minus 3K. Minus 3K, totul pe supra 4. Ori 1 supra 2 la K. Ca să se întâmple asta să fie număr natural, adică 16 minus 3K să fie un multiplu de 4, nu? Da. Dar 16 este, atunci 3K trebuie să fie multiplu de 4. Adică 3K să fie multiplu de 4, K o să fie multiplu de 4, nu? Da. Pentru că noi scriem așa, y la puterea 16 pe 4, minus 3 ori K pe 4. Și numai dacă K-ul este multiplu de 4, atunci 16 pe 4 face Y la 4 minus 3 ori K pe 4. Deci ăsta e număr natural. Dacă și numai dacă K egal 4 pe multiplu de 4. Și până unde se poate duce el? Până la... K-ul este între 0 și 8. K-ul e cuprins între 0 și 8. Atunci 4P este cuprins între 0 și 8. Deci echivale. Va spune că 0 mai mic decât 4P mai mic egal decât 8. Împărțim totul prin 4. Și de parcă aș spune că 0 mai mic egal decât 3, mai mic egal decât 2. Adică P aparține mulțimii valorilor 0, 1 și 2. Adică dacă P aparține 0, 1, 2, înseamnă că acest K trebuie să fie
Multiplul de 4, pentru p egal cu 0, k egal cu 0, pentru p egal cu 1, k egal cu 4, pentru p egal cu 2, k egal cu 8. Care sunt termenii? Deci vine T1, T5 și T9. T5 și T9. Terminat problema. Acestea sunt termenii care trebuiau găsiți. Da, iată că am epuizat tema pentru a doua zi. Cei care au fost pe fază, care știu că astăzi se face tema colegii tăi, da. Se face tema pentru a doua zi, pentru mâine, sau pentru nu știu cât pentru poeme. Pentru poeme. Au avut șansă, dacă au urmărit de la ora H, la câte am la 8 am început, cred că da. Oferă ceva. Da. Așa. Au avut șansă să vadă așa ceva. Așa că, dacă nu au făcut-o, anunții altă dată să stea pe Profon la ITV și nu numai ei, toți cei care, mă rog, respectă acolo programul, că începând la ora 5, există posibilitatea în fiecare zi să facem lecții în prima parte la clasa 6 și până în clasa 10. Deocamdată am fixat aceste două clase cu tema pe doar două zi. Nu ne dezmințim, facem acest lucru zi de zi. Așadar, dragilor, ne oprim aici. Este o oră destul de înaintată, nu cred că e aproape 9 și ceva. Vedem cât. Ne oprim aici. La revedere pe mâine.